Bună seara, bună seara, prieteni! Bună seara, prieteni, bună seara! Avem un meniu pe ziua de azi, avem un desert. Prieteni, suntem pe canalul lui bucătarul da. Lui Leo de la Strehaia. Ne-am gândit noi în seara asta să mâncăm și noi ceva mai ușor, să nu mai mâncăm mâncăruri de așa și care face neîngrașă. Ne-am gândit să ne punem un pui la cuptor cu cartofi. Și la bucătarul să-i pregătim, că știți că leuțul, prieten, nu mănâncă pește. Și am cumpărat pești de ăștia macrău. Phytophagus. Nu, e macrău. Pentru bucătarul, dar sunt, un pic, sunt înghețați din, știți, congelat de ăștia am cumpărat. Și le-am lăsat o țărână pe acolo să se dezghețe și m-am zic să pregătesc puiul, să pun la cuptor, curăț cartofii. Eu pun puiul la cuptor, peștele să dezgheață acolo. Avem un pui. După aia pregătesc cartofi, și pești. Și pești și o să facem un mujdei de usturoi. O să servim și un par de vin alb, ca așa să servește la pui și la pește. Nu știam. Așa. Da, așa se face Leo. Bucătarul, prieten, dacă vă întrebați unde este, nu este acasă. Noi eu și cu Leuțul m-am gândit să-i facem o surpriză. Să-i facem o surpriză cu pești, că el știți că îi place foarte mult peștele în bucătare. Mi-am gândit să-i facem o surpriză. M-am dus eu și cu Leuțul, am cumpărat peștele, lui am cumpărat un pui, că știți că copilul nu mănâncă pește. Nu-i place niciun fel de pește, nu... Nici de ăsta proaspăt, nimic, niciun fel de pește nu mănâncă. Nici am pus nicio conservă nu mănâncă. El mănâncă pui, mănâncă așa ce convine lui, mâncare mai ușoară. Vreau să-i fac o tavă cu cartofi, cu mujdei de usturoi. Leuțul! Ce? Să vezi ce bucuros o să fie de aici, până când vede peștele. Da. Barem să fie masa gata când vine. Să fie tot pregătit. Și ce cartofi buni erau acolo, Leo, la magazin. Nu sunt înțeles. Nu mai, prieteni, să nu mai ne ducem la piață, că am luat cartofi de la piață și a fost înghețat. Am prăjit lui Leuțu și nu au avut gust cartofi. Acum luăm și noi de la ăștia, de la, nu mai zic, nu mai dau nume, unde stau cartofii înăuntru, să nu îngheață. Iață, bineînțeles, la tarabe îngheață cartofii. Le pune acolo jos, la ei acolo, unde au tarabele. Sub mesele alea ce are ei pe acolo. Am luat cartofi înghețați, copilul n-a putut să le mănâncă, că n-aveam niciun gust. Și uite ce faine sunt ăștia, Leo. Prieteni, eu și cu Leuțul am muncit astăzi, am terminat toate lemnele și le-am strâns acolo. Nu mai le-am pachetat, le-am strâns așa grămadă să se usuc acolo. Am muncit Leuțul, dar tot timpul Leuțul, când e treaba așa multă și el chiar mă ajută, chiar sunt mulțumită de Leuțul. Mi-a părut rău de el să nu mai dea cu săpuria, că mi-a făcut el, să spun adică, jumate din ei. Le-a crăpat el cu săpuria. După aia... Lemnele, zi... Lemnele, știu. Exprimă-te bine. Păi știu despre ce e vorba. Dar nu zici, spui, le-a crăpat el jumate cu săpuria, dar nu zici ce. Păi da, lemnele. Păi... Dar mi-a părut rău de tine, Leuțu, și după bine, aia n-am mai vrut să mai car eu. Și să te las pe tine acolo, să mai dai cu să cramă în mine. Eu cred că sunt grânuți acolo. Da, lasă-mă. Nu să nu-mi pare rău de tine. Bine că am terminat, că ne-am gândit, n-am. Poate vine vreo ploaie, poate ninge, nu se știe cum să schimbă vremea peste noapte. Leuțul zicea, lasă, mai facem și mâine. Am zis, Leuțul, nu mai dăm ziua asta pe aia de mâine. Fac cartofi mai mult, ha? Nu știu.
Păi le... că poate vine Dana, da, ții. Dana, unde e Dana să fii și tu acum? Mm. La o onomastică. Am văzut. Ai văzut? Mm. La o onomastică, acolo la... La asta, cum e, zice? La Camelia, prieteni. La cumnata ei. Ne-a sunat și pe noi Camelia, zice, să zic. A sunat pe Cătălin și chiar ne-a invitat de asară. Da, uite, Cătălin a avut o treabă, trebuia să ajungă până la filiașcă, trebuia să întâlnească cu cineva. Și, na, știi cum e. Trebuia să întâlnească cu cineva, a avut o întâlnire și n-am putut să ne ducem. Chiar ne pare rău, noi îi spunem la copilașul, la Darius, cum îl cheamă Leuțu? Darius. Darius îi spunem la mulți ani din partea noastră și multă fericire. Din partea noastră îi spunem și noi la mulți ani. Ne pare rău, Camelia, că n-am putut să vin, că uite, fac și-o la copil aici, Cătălin, dacă nu e acasă, și cum e, nu puteam să vin singură. Dar de-aia am zis lui Camelia că ne pare rău, că știu că ne urmărește și ne vede. Eu și mă duc să duc ăștia mamă, să spăl cartofii. Și după aia pregătesc și peștele, îi dau sare, îl las așa un pic sarea pe el să mai iau un pic de gust, prieteni. Tot timpul când faci pește, trebuie să-l curățați, să-l spălați bine, că și știți și dumneavoastră cum se procedează cu peștele. Dar trebuie să-i dați sare și să-l lăsați-o măcar 30 de minute, o jumătate de oră să ia un pic de gust la sare. Da. Nu știam asta. Hai, Mărăuțu. Da, serios, chiar nu știam asta. De unde să știu eu cu peștele? Cum nu știe? Nu știam, adică... Da, cum o să-l lași, că ia gust, sarea să vreau. Trebuie să stă la... Spai! Da, da, să stă, să vreau, ca să-i... Ca rânda! Da, nu chiar ca rânda mult așa. O jumătate de oră, o oră. O jumătate de oră, așa. Și o oră, dacă ai timp ce... Dar eu zic ca să-l pregătesc mai repede. Cu ce ajută chestia asta? De gust mai bun? Da, facem cartofi așa mai groși, că eu le pun în tal, felii mai mari așa și mai groase. Am spălat cartofii și acum le tai așa, felioare așa mai groase. Ca să le pun în tavă. Ne-a ajutat și Maria puțin asta. O ridica și ea, mi-a încărcat roabele. Dar au plecat că a venit Ion după ea să zice să facă una la un... Ce a zis, un cotez la cățava aia? Cușcă. O cușcă. O căsuță la câini. A, o căsuță. Tare frumoasă e cățelușa. Să știți, prieteni, că am fost și noi aseară la ei. Am făcut un vlog. Și Leuțu așa obosit, s-a încărcat vlogul foarte greu, a dormit. A uitat prietenul să postează și el vlogul, cum ne-am dus și noi la Maria, cum am servit masa acolo, cum ne îl pupa Daria pe bucătar, îi trimitea salutări, pupicuri, multe, așa cu mânuța făcea ea. Dar Leuțu vlogul totuși mai la. Nu știu dacă mai am întrebat. Da, vrei să-l postez mâine dacă e. Că tare mi-era drag de cățelușa aia și de-a mică cum se juca. Avea hanurac pe ea, da. Da? Câinele unde avea. Da, da, era tare frumos vlogul ăsta. Dar nu știu cum ai uitat tu aia, dormi și ai uitat să-l postez. Eu m-am uitat că nu-i posta nimic, prieteni. Dar am zis, nu știu, zic, poate nu mi-apare mie pe telefonul meu postările lui Leuțu. Când vine de la școală, îl întreb, Leuțu, ce-ai făcut cu vlogul de-aseară? Unde am fost și noi la bunica, unde îi dusărăm pâinea pentru porci. Zice, mamă, să spun, eu n-am postat nimic aseară pe vlogul meu. Am rămas șocată, nu mi-a zis nimic, ce să-mi zic. Asta e, zic, e greșeală, lasă că îl postez cu gesară. Hai că revenim cu el. Gata, pui eu. Am pregătit, am pus sare, am pus și țări delicat. Și cartofi, am pus sare pe ei. Dar să iei așa, piramidă. Piramidă. Trebuie aranjată și o țelă de uțul.
să rămână puiul aici să prăjească bine. Turnăm ulei peste. Păi da, peste ulei. Un ulei și dur la cuptor afară, că aici știți că e la asta aici înăuntru. Punem ulei așa peste ei. Facem un mojdei de ăla, de album prieteni, știți voi de care mojdei pregătesc eu? Atât. Uite, chiar mi pare rău că nașa Costina și cu nașul Marian sunt e cam distanță unde locuiesc ei, nu sunt așa aproape să le chemăm, că erau bine să servească și ei cu noi acest pui și cu peștele, dar ce să zic, e floare. Să-i trimit o poză lui nașul. Trimiți o poză? Trimite, trebuie da. Stai. Îi faci, mă, poftă lui nașa, nu mai. Trimite o poză acum, prieten, un nașul. Stai să-i fac și la pește. Și la pește faci. Peștele da. Acum urmează să-l pregătesc, să-l curăț. Acum ai trimis lunașul. Ce faci cu trânta cu mușdeiul ăsta? Am zis să-ți fac și eu, să mănânc cu pâine, așa, mușdei. Mușdei cu pâine? Nu pot ce să fac. Dacă n-am gătit nimic astăzi, tu ce crezi că... Păi mă duc în afumătoare, acolo și... Ce e să te mai duci în afumătoare? Mănânci mușdei așa, cu pâinică și gata. Cum mănânc alie. Uite, pus eu țără ulei aici, am ulei. Acum secretul gustului și facem așa, frecăm foarte bine, așa. Ca să obține așa o cremă și după aia punem oțet. E mai bine dacă băgăm cu aia, la misterul ăla să facem. Nu, nu, că eu nu vezi că eu sunt învățată cu lemn, ia. Fac așa mai puțin castronelul ăsta, nu mai vreau să fac mult. Ca să nu ne facă rău la fiere. Face și nouă rău la fiere. Da. Acum dacă uite problema asta cu nașul, cu Leo, vezi că uite, n-am mai ne gândim acum, ne-am speriat cu fierea asta. Nu trebuie să mai dăm orice. Am și eu așa o surpriză pentru tine, dar nu pot să zic. Ce surpriză ai pentru? Aia că știi că surprizele nu se spune. Că nu te văd. Da. Așa e, exact. Știi că și tu de multe ori mi-ai făcut surprize și nu mi-ai zis. Știi, eram curioasă și n-ai vrut să-mi zic. Am zis ce surpriză am fundat cu jocul de 50 de lei, ți l-am luat. Hai mă, nu mai fă mă de râs. Spune-și tu că ai dat 5 milioane pe el 6. De ce, dacă l-am luat de acolo, de la ei noștri, de la romii noștri, de la Cărburești? Te avem baftale romale, te traim. Te-a dat un păștin. Păi cum, ne-a dat cu joc țiganii noștri de la Târgu Cărbunești, de acolo din viață. Le-a venit să trăiască, să ne ajută Dumnezeu, să vină baftale. Să râde lumea de mine, Cătălin. Zice, nu mă îmbraci tu de la un... Nu mai dam nume la o firmă, la ceva. Lasă-ne cu firmă, lasă-ți mai bune astea de conjoc, de ăla de miel, lână de miel. Lână de miel, da. Ce e atâta alea? De la ai noștri. Îmi dădea și mie piranda o oră, dar nu l-am găsit pentru mine. Ai văzut că n-am găsit pentru mine nici o geacă, nu eram după mine mare. Nu căutești tu geacă. Nu, nu, asta e. Eu trebuie să intru la magazin la ăștia, la și grăsuri. Mai spune la ce magazin. La ăia așa mai cu burtică să cauți tu. Pe unde să ia? E, păi eu știu. Tu îi găsești pe la Timișoara. Hai la Timișoara la oameni, pe acolo. La Timișoara găsesc. Găsăm cu burtică acolo, ai. Bă, ne întâlniți așa, ha? Pune și oțelă oțet, prieteni. Acum punem oțetul, adăugăm. Vini să-mi fac. Pai, pune minerală. Nu, nu. Face spume. Cum să pun minerală? Vrei să-mi plinge rețeta chiar acum pe vlog? Nu fac eu așa ceva. Uite cum se albește, prieteni, de la oțet. Prieteni, vrem să vedem surpriza. Am venit cu toții, da. Ca să vedem surpriza cutuniței. Vreau să mă țin și eu de surprize, nu mai vreau să mai spun.
Și Denisa e curioasă, așteaptă. Acum pun apă. A, uitați-o pe Denisa. A venit în seara asta pe la noi. Denisa zice că ne pregătește ceva frituri, nu știu ce. Împreună cu tatăl, cu Sorin, îl salutăm, Doamne ajută. Bună seara. I-am invitat pe la noi. Așteptăm mușdeiul cu Dunitei. Da, peștele. Nu știu ce vă știu. Bă, ce mă sperie. Surpriza, surpriza, du-te, du-te, du-te. Ce mă sperie. Sar surpriza. Da. Băi, Leuțu, ce se întâmplă cu soba aia? Nu știu. Ceva nu e regulă. Păi, Sare, ai pregătit mușdeiul să mănâncă cu pâine, că nu fac nimic. Hai, mă, arată-le, dar să-ți mușdei cu pâine. Aaa, uite, știi eu ce-ți place ție. Deci, dacă n-am fost acasă, să știți că... Da, m-am dus cu Leuțu și am cumpărat. I-am lăsat pe aici, 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 și eu nu știam surpriza asta de, asta de... de pește. Vezi, mă miram ce faci cu Dunița cu mușdeiul. Nu știu, da. Doamne, ce bine arată peștele cu mușdeiul cu usturoi și-l stropim un pic cu galbena. Hai, nu mai avem ceva. Ce mai aveți? Păi ce zi e de vă ține de surpriză? Să dai cu galbena de dobești. Bă, căte, am o altă surpriză pentru copii, nu? Pentru Leuțu și pentru Denisa. Păi, pune aici. Lasă-mi și o capăt așa, mamă. Da. Dar nu-mi spune, iată surpriză. Nu știu, la asta s-a fost ziua asta numai pentru tine de surprize. Și a ta, ți-ai primit un cojoc de ăla. Da, mulțumesc pentru cojoc. Cojocul de oaie. Uite, și rânză avem aici. Uite cum stă darapul de rânză, fratelor. Aici, cârnațul oltenesc, prasul oltenesc. L-ați văzut? Uite, am ușit mații verde două. A, uite, litră! Șoferul litră care a spart baia, a plecat, e concediat. Îl găsiți la Recaș. Pedepsit acolo. Vinde găini ouătoare. Uite litră cu găina ta ouătoare. Cot-coda! Uaaa, cred că asta e găină de la litră. Aha, uite, s-au ars o țără carcofi. N-au nimic, că merg, e așa, scrocanți. Da, asta e găină, că e slabă, e slabă ca găină, e litră. Litră s-o băgat pe găini? Da. Da, vin de găină ouătoare. Nu, vin de la găină ouătoare. Bă, cătă. Da. Ce mai e acum? De care găină vin de litră? Să nu spui la 800 de grame sau la 4 kg. La 800 de alea, de ce vreți că-ți cadă la 400? 800 de grame, că zi la 4 kg. Da. 800 de grame. Dar serios, că ne strapuie. Și o, nu, cât, o dată și după aia ce se întâmplă cu găinile? Găinile lui litră. În continuare găinile lui litră. Face câte 6 ouă la zi. Hai să-i facem reclamă. Ce fac? Vorbește cu ele. Lasă să-și facă și el acolo treaba lui. Nu mai zice că... Păi ce-a făcut într-un an litră? Haideți să vă spun și vouă, fraților. Ia să lăuda la el după, vai ce mă, o găină-ți găină ouătoare. El ce s-a gândit? Ca să minte lumea, a cumpărat ouă de la magazin. Da, da. Și a băgat acolo în paie. A băgat vreo două cartoane de ouă. Și le ia unul în sat. Zice, bă, uite, da, uite bă, toți care uite cum stă ouăle, picolo, picolo, aruncate, știi? Da, din mașină, da, într-adevăr. S-a uitat lumea, zice, chiar găină ouă. Și ia unul, zice, bă, dă-l încolo găină de astea, n-am mai văzut. Să o găini direct, să o ouăle scanate direct. Scanate, da. Ai văzut că aveau data expirării și alea, nu știu, de la magazin. Așa făcea litru. Dăm cătă cuțitul ăla albastru. Litru joacă rolul de astea, dama cu camelii. Da. Da. El joacă rolul lui, al nostru, lui... Jean Costantin. Jean. Jean Costantin. Da. Dumnezeu să-l ierte, actor de renume, chiar uite că mi-am pomenit numele, să știți că a fost de-al nostru. Rom, de-al nostru, Nenea Jean. Dumnezeu să-l odinească acolo unde e și în ceruri. Sper că și acolo e actor. Da. Un actor foarte bun. Nenea Jean. Și toți care au fost. Puneți mușdici. Nea Mărin și mulți și alții. Hai să
Hai, serviți peșteri. Hai, noi vă lăsăm, prieteni, vă dorim poftă bună, poftă bună, în continuare. Poftă bună, noapte bună, la revedere și numai bine. Pa, pa.